Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. După cum v-am obișnuit, vă invit în cele ce urmează să vedem modificările pe care seria de jocuri FIFA le-a adus an de an și cum s-au prezentat tricolorii în titlurile în care au fost incluși. Hai să trecem direct la treabă, acesta este al treilea episod din seria. Istoria Naționalei României în jocurile FIFA. Electronic Arts începuse să aibă o abordare standard în ceea ce privește jocurile de sport lansate în fiecare an. Odată la un ciclu de câteva jocuri aduc o schimbare majoră. E cumva normal pentru că în momentul în care vrei să lansezi an de an jocuri, nu prea ai timp de inovații, în cel mai bun caz poți să asculți de feedback-ul fanilor și să lucrezi la mici detalii. Din acest motiv, poate că ni se pare că jocurile sunt la fel, singura schimbare fiind actualizarea echipelor. Așa s-a întâmplat cu jocurile lansate între 2002 și 2004, despre care am vorbit în episodul trecut. Jocuri pentru care poți jura că sunt la fel, dar fiecare a fost unic în felul său. Era nevoie de o schimbare, așa că EA lucra de zor în acest sens. FIFA 2006 a fost lansat pe 30 septembrie 2005 și este un punct de reper în istoria francizei. Este un joc pentru care EA a făcut o revizuire completă a motorului grafic, afirmând că au îmbunătățit gameplay-ul după ce au rescris mai bine de jumătate din codul sursă. Pe lângă mișcări și animații suplimentare, au îmbunătățit cariera și au adus conceptul de chemistry, termen pe care jucătorii de Ultimate Team îl cunosc mai bine. Acest concept determina cât de bună este echipa pe care o manageriezi. Ca să ne arate că este un moment important în istoria lor, producătorii au adăugat o secțiune retro prin care ne fac o retrospectivă a jocurilor lansate până atunci și chiar ne lasă să jucăm primul FIFA. Tot aici au inclus un clasament cu goluri pe care developerii le considerau memorabile. Și o secțiune în care puteai debloca cu punctele cumulate din challenge-uri biografia unor mari fotbaliști, inclusiv Gheorghe Hagi. Deși au mai adăugat și în alte jocuri echipe de legendă, aici puteai debloca una formată din mari jucători. Majoritatea au rămas în joc și astăzi și îi cunoaștem mai bine ca Icons. Hagi făcea parte din această echipă, era titular și avea un skill foarte bun. Naționala României era prezentă și gata de luptă. La vremea respectivă ne băteam pentru a merge la Mondialul din 2006, așa că lotul echipei era format din jucători utilizați în calificările și amicalele vremii. Evident că mai existau scăpări, că doar nu vorbim de Anglia sau Germania. În lot apare Nicolae Constantin, fostul jucător de la Petrolul Rapid și FC Brașov, despre care n-am găsit informații că ar fi bifat selecții la națională în cariera sa. Din echipa noastră lipsește Adrian Mutu, care a fost ascuns de producătorii jocului sub numele de Teodor Petrovici. Această decizie a venit după ce în octombrie 2004, fostul jucător al lui Chelsea a fost depistat pozitiv cu cocaină, fiind suspendat 7 luni. Acesta putea fi găsit la Juventus, echipă pentru care Mutu semnase după despărțirea de Chelsea. Sunt curios să-mi spuneți în comentarii câți dintre voi l-ați editat pe Teodor Petrovici pentru a-l avea pe Mutu înapoi în joc. Deși nu știu să fi făcut chestii la fel de grave precum Mutu, și alții jucătorii români au primit nume fictive sau incomplete în FIFA 2006. Iulian Filipescu juca la FC Zurich și era Cornelius Turza, Adrian Ilie juca la Germinal Birschot și era HD-ul Mihail? Ce mă? Iar Adrian Mihalcea juca la Chunam Dragons și era simplu Adrian. Probabil că în cazul lor a fost vorba de o problemă legată de licențiere. Pe 22 noiembrie 2005, Microsoft aducea pe piață Xbox 360, fiind prima din a șaptea generație de console. Începea astfel era gamingului în high definition, iar Electronic Arts nu avea cum să lipsească. În aceea zi cu lansarea consolei, au anunțat un titlu FIFA exclusiv pentru aceasta, pe numele său FIFA 2006 Road to World Cup. Exact după cum spune și titlul, jocul se baza doar pe calificările la Mondialul din 2006. Jocul arăta foarte bine, era mult mai interesant din punct de vedere grafic decât clasicul FIFA 2006. A fost un mesaj destul de clar pentru gameri. Dacă vrei experiența completă, va trebui să treci de la PC la consolă. Aici vedeam pentru prima oară ceea ce avea să se numească mai târziu Practice Arena în momentul în care se încărca jocul.
Naționala României era și ea prezentă în joc. Din păcate nu am avut niciodată Xbox 360, așa că nu am putut să o prezint în detaliu. Am găsit doar câteva imagini cu primul 11 alcătuit de EA, dar și cu selecționerul de atunci, Victor Pițurcă. Campionatul mondial din 2006, găzduit de Germania, nu avea cum să lipsească din portofoliul EA. Jocul aducea o experiență completă, adică puteai trece prin meciurile de calificare, iar mai apoi participai la turneul final. Meciurile începeau într-o ploaie torențială de confeti și baloane colorate, o încercare exagerată de a recrea atmosfera plăcută oferită de jocul World Cup 2002. Chiar dacă nici aici nu am participat după ce terminasem grupa de calificare în spatele Olandei și Cehiei, naționala noastră era și ea între cele 127 de echipe incluse în joc. Lotul numeros cuprindea toți jucătorii folosiți în campania de calificare, doar Adrian Mutu lipsea în continuare după scandalul de dopaj, nefiind adăugat nici măcar sub un nume fictiv. În lipsa lui Adi Mutu, numărul 10 i-a fost atribuit lui Gabriel Caramarin. Dar pentru că puteai să-l deblochezi pe Gheorghe Hagi, era logic să facem asta. Așa e mult mai bine. Jocul avea o secțiune denumită Global Challenge, unde puteai să schimbi cursul mai multor meciuri de referință din istoria fotbalului, dar cu echipa prezentă în joc. Aveam și noi un moment inclus. Loviturile de departajare din meciul cu Suedia de la Mondialul din SUA 94. Măcar așa puteam să facem uitată greșeala lui Prunea, ratarea lui Dan Petrescu și mai apoi a lui Belodedic de la punctul cu VAR și să răzbunăm generația de aur. Pe principiul World Cup 2002, jucătorii importanți purtau o stea deasupra capului, semn că aceștia aveau anumite abilități speciale. Aveam și noi un purtător de stea, acesta era capitanul echipei Cristian Chivu, primind un boost pentru defensivă. În luna septembrie 2006 era lansat FIFA 2007. A fost ultimul joc din serie pentru mai multe console de generație veche și al treilea joc FIFA lansat pentru consola Xbox 360. Deși pe 11 noiembrie 2006 avea să fie lansată consola PlayStation 3, concurent direct pentru Xbox 360, Electronic Arts nu a lansat o versiune de FIFA 2007 pentru proaspăta consolă a celor de la Sony. Jocul era din nou mult mai interesant din punct de vedere grafic pe Xbox 360 față de PC, dar mult mai sărac în echipe și opțiuni. Producătorii spuneau despre versiunea de Xbox 360 că s-au concentrat foarte mult pe partea de gameplay, încât nu prea a fost timp și de alte aspecte ale jocului. Naționala României era inclusă în joc, dar cu un lot nu foarte inspirat. De exemplu, în echipa noastră apare Victoraș Iacob, care țin minte că era în vizorul naționalei, dar nu mi-aduc aminte să fi fost convocat. Site-ul celor de la Transfermarkt confirmă ceea ce știam și eu, iar un articol din ProSport din 2010 menționa că Iacob nu are nicio selecție sub tricolor până acum. Pe lista jucătorilor importanți pentru națională la vremea aceea, dar lăsați în afara jocului, erau Florentin Petre, Bănel Nicoliță, Dănuț Coman, Ovidiu Petre sau Daniel Niculae. Deși suspendarea expirase și juca pentru Fiorentina, Adrian Mutu era din nou Teodor Petrovici și nu era inclus în lotul naționalei. Doi jucătorii români aveau nume fictive. Alin Stoica juca la Gent și era Matias Sheikaru și Iulian Filipescu juca la Duisburg și era ca în FIFA 2006 Cornelius Turza. Nume de voievoz, nu glumă! Gianni Chiriță juca la Gaziantepspor și în joc era Stelian și atât. Deși pare că este un nume fictiv, pentru cine nu știe, numele complet al fostului jucător este Gianni Stelian Chiriță. Pentru că în sezonul 2005-2006 am avut două echipe cu un parcurs european excelent, recunosc că mă așteptam să avem măcar o echipă românească în secțiunea Rest of World, dar nu s-a întâmplat. FIFA 2008 întărea ideea că pe console jocul este cu mult mai interesant decât pe PC. Este primul joc din serie lansat pe PlayStation 3, unde a primit același tratament preferențial precum versiunea de Xbox 360. Varianta de PC a primit și ea, în sfârșit, rezoluție Full HD.
a fost primul joc în care am văzut implementat modul Be a Pro, prin care puteai controla un singur jucător, dar nu și portarul. Pe același principiu era și modul Zone Play, dar de data asta puteai controla toți jucătorii de pe o anumită poziție. Dacă aveai și un prieten, FIFA semăna aici foarte tare cu un joc de fuzbal. Pentru că eram în plin turneu de calificare pentru Europeanul din 2008, Naționala României cuprindea jucători folosiți în această campanie. Perdantul ediției este iarăși Adi Mutu, care de data asta din Teodor Petrovici a fost numit Andrei Murgu și este din nou lăsat în afara lotului de către producătorii jocului. Asta în varianta de PC, că pe PlayStation 3 era în lot. Iulian Filipescu și Alin Stoica aveau și aici nume fictive, primul era Ionel Florescu, iar al doilea se numea Angel Stângă. Per total, jocul a fost bine primit, cu recenzii foarte bune, consolele primind, evident, note mai mari decât versiunea de PC. În aprilie 2008, Electronic Arts continua seria jocurilor dedicate turneului final de campionat european, cu titlul oficial al competiției găzduite de Austria și Elveția. Jocul cuprindea toate națiunile membre UEFA la acel moment, pentru că puteai simula de la calificări până la turneul final. Naționala noastră se califica la Euro 2008 după ce câștiga o grupă în care principalele contracandidate erau Olanda și Bulgaria. Probabil că mulți dintre voi țineți minte reușita lui Dorin Goian în fața Olandei din meciul de la Constanța. UEFA, lovitură de cap! Gol! Marcat de cine altul decât de Goian! La acest turneu final am fost într-o grupă grea alături de Franța, Italia și iarăși Olanda. Cu Franța am remizat 0-0 într-un meci plictisitor, cu Italia ne-am bătut de la egal la egal și dacă marcam aici poate că ieșeam din grupă. Poate dar așteaptă. Mutu! Apără! Incredibil! Apără Buffon! Iar cu Olanda am pierdut 2-0. Inițial echipa noastră era prost alcătuită, dar a fost corectată cu un update pe PS3 și Xbox 360. Lucru cumva normal pentru că jocul a fost lansat pe 17 aprilie, iar lista finală cu jucătorii a fost făcută publică pe 28 mai. Față de lotul care a făcut deplasarea la Euro, din joc lipseau jucători precum Eduard Stâncioiu, Cosmin Moți, Cristian Săpunaru și Marius Niculae. Bine că au fost adăugați jucători precum Dorel Stoica, Eugen Trică, Mărgăritescu sau Bornescu, jucători fără un istoric prea bogat când vine vorba de echipa națională. Totuși sunt jucători ce au fost utilizați de Pițurcă în campania de calificare. Că veni vorba de selecționer, acesta a primit înfățișarea reală. Interesant, Pițurcă nu e în training. Adrian Mutu a fost adăugat în lot, dar sub denumirea lui deja celebră de Andrei Murgu. A primit chiar și numărul corect, iar pentru că el și Cristian Chivu aveau overall mare, au primit stele deasupra capului precum ceilalți jucători importanți. Este primul joc din seria FIFA în care puteai să alegi modul în care te bucurai după gol, mod prezent evident doar pe consolele de generație nouă. FIFA 2009 a fost primul joc din noua generație care mai diminua diferențele grafice între varianta de consolă și PC. Normal că pe console arăta mult mai bine, dar parcă acum se observau niște diferențe majore și pe PC. Este primul joc din serie în care vedem implementat Custom Tactics, prin care poți personaliza modul în care echipa se comportă în funcție de momentul jocului. Dacă vrei îți faci o autobază ca a lui Cârțu sau atași nebunește precum Chirilă. Pentru că tu intri pe aici, el intră pe exterior și centrează pentru un jucător care vine element surpriză. A fost primul din serie în care vedem modul FIFA Ultimate Team. Acesta nu a fost lansat de la început, a venit pe parcurs ca un add-on în valoare de $10 sau euro, ce putea fi cumpărat pentru versiunile de PS3 și Xbox 360. Nu intrăm în detalii aici pentru că este o discuție vastă, dar hai să vedem cărțile unor jucători români de la acea vreme. Naționala României avea toți jucătorii ce au făcut parte din lotul de la Euro 2008, plus alți jucători selecționați în meciurile din acea vreme. Nu prea avem ce reproșa aici, poate doar că Rădoi purta numărul 23, dar de când cu posibilitatea de editare o puteai rezolva din câteva clicuri. Că tot am adus vorba de clicuri, varianta de PC a jocului primea un nou mod de control prin care puteai folosi mouse-ul. Interesant, dar destul de ciudat, mai ales dacă ești obișnuit cu tastatura sau cu un controller. Got away from him. Scores! Cam atât pentru acest episod.
Sper că v-a făcut plăcere să-l urmăriți și v-ați adus aminte de o perioadă specială din istoria seriei FIFA, dar și a naționalei noastre. Până data viitoare, dacă aveți sugestii și reclamații, le aștept în comentarii sau în linkurile din descriere.